După ce rușii au bombardat centrala nucleară de la Zaporojie, ONU a atenționat cu privire la pericolul real la care este expusă întreaga Europa. Suntem oare la un pas de un dezastru nuclear? Conform Antena 3.ro, ONU cere acces internațional în centrala nucleară de la Zaporojie după ce Ucraina a declarat duminică că rușii au bombardat centrala. Exploziile au avariat 3 senzori de radiații și au rănit un muncitor de la centrala din Zaporojie. Este a doua lovitură în zile consecutive asupra celei mai mari instalații nucleare din Europa. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a numit bombardamentul de sâmbătă noapte teroare nucleară rusă, care a justificat mai multe sancțiuni internaționale, de data aceasta asupra sectorului nuclear al Moscovei. Analistul Radu Tudor a explicat la Antena 3 cât de mare este un pericol nuclear pentru România, aflată la câteva sute de kilometri de Zaporojie, și ce ar trebui să facă țara noastră în acest context. Rusia poate folosi aceste obiective civile nucleare drept arme, drept elemente de presiune și de șantaj. ONU, dar și alte instituții internaționale, trebuie să oprească de urgență Federația Rusă și regimul Putin în dorința lor absolut irațională de a transforma centralele nucleare ale Ucrainei în elemente de presiune, de șantaj și de amenințare la adresa vieții europenilor, a spus Radu Tudor. El a mai precizat că dacă se va întâmpla o tragedie nucleară, nu vor avea de suferit doar românii, ci întreaga Europa. Dacă se va întâmpla o astfel de nenorocire generată de Rusia, în cazul în care nu suntem pregătiți, haosul ar putea să pună stăpânire. Oamenii nu se pot controla, vor avea măsuri și reacții necontrolate și lucrul acesta poate să fie periculos pentru întreaga societate, a avertizat Radu Tudor, relatează Antena 3.ro.